Primarul interimar al municipiului Chișinău, Ruslan Codreanu, îndeamnă toate partidele politice să susțină candidatura sa, dacă o va înainta, pentru următoarele alegeri locale. Totodată, acesta spune că nu a luat o decizie referitor la participarea în următorul scrutin pentru fotoliul de primar. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni TV. Eu sunt foarte conștient. Nu sunt nici aventurier, nici nu vreau să fac experimente cu viața mea, pentru că am niște ani în carieră de funcționar public, motiv pentru care încă nu am luat o decizie. Există motive suficiente pentru care să vreau să candidez, dar există la fel de multe motive argumentate pentru care nu vreau să candidez. Dar cu siguranță nu vreau să fac experimente pe municipiul Chișinău, a afirmat Ruslan Codreanu. El spune că nu a decis nici dacă va candida independent sau va reprezenta un partid politic. Potrivit lui, există riscuri în a candida independent, iar riscul major este lipsa sau ruptura de Consiliul Municipal Chișinău. Este posibil, dar este greu. Certuri sau rupturi în Consiliu nu trebuie să existe. Consiliul trebuie să ia decizii, iar primăria trebuie să le execute. CMC trebuie să aprobe bugetul, iar primăria trebuie să-l realizeze. Să mergi independent este utopic, a declarat primarul interimar. Ruslan Codreanu a devenit în anul 2015 consilier municipal în Chișinău. În noiembrie 2017 a fost numit viceprimar, iar pe 25 aprilie anul trecut a preluat interimatul funcției de primar la Chișinău.